Bună! Bună ziua! Ce protest? Și avem mafie, parcă a venit la putere antimafia sau? Nu, nu e venit la putere antimafia, spunem așa că cu vorba și rusească, țărcul ieha cou nastalis. Da, să ce ieși? Numai denumirea, să schimbă și schimbă persoană două care au tot interesele lor, s-au interesat să-și facă numai interesele lor, dar interesele anume a cetățenilor nu. Se ocupă cu și cu aeroportul unde că iară scurgă capică, se ocupă cu miliardul unde de unde a scoat tot rupe o bucată bună. Dar un cetățean, un simplu polițist, un plutonier major, care l-au dat afară, bătându-i demnitatea și prin dreptate și totodată au ascuns... Dumneata ai fost angajat mai ei, da? Da. Aha. Și totodată când m-au dat mine, m-au eliberat din funcție, cu aceasta au... A stupat două crime. Au fost împușcați, că trebuie să fie împușcați atunci a trei oameni. Eu am fost la o chemare cu o persoană, s-a dus la alte persoane să le împuște. Și a fost judicat, a fost dovedit că arma era încărcată. În judicat a fost dovedit că eu am în mine s-a efectuat o lovitură cu cuțitul în regiunea abdomenului, pur și simplu am dovedit să blochez cu mapa cuțitul. Jos. Asta tot a fost dovedit în judecat. În judecat a fost dovedit tot. Mie atunci mi s-a încercat a impune o tortură oarecare, o violență de domiciliu, ce nu s-a dovedit nimic. Când a fost eliberat, a fost eliberat pe niște date foarte... Eliberat din funcție sau din arest? Din funcție. Nu am fost arestat. Am înțeles. Dar din funcție. Mi-au pus niște date din urmă, mai scurt pus niște rapoarte semnate din urmă, niște explicații din urmă. Și când s-a întâmplat asta? Am ușualizat foarte tare ancheta de serviciu. Și în ancheta de serviciu nu e nici o probă care trebuie să fiu dat afară din poliție. Când s-a întâmplat? S-a fost 2015. Din 2015 eu până acum lupt, că am încercat să schimbi, adică puterea poate, vin alții la putere. Dar cum am zis că... Da, e acționat în judecat, în baza codului muncii, da? Da, sau pur și simplu acolo poliție. Nu a fost terminat, cum mergea și paralel și penal și Ministerul Afacerilor Interne, da. Și nu a fost dat la timp totul aceasta, că să fie, mă rog, demonstrat. Deci dumneata și... nu te-ai adresat la timp? Nu, eu m-am adresat la timp, dar cu actele falsificate care au fost date din minister, au fost dat o pierdere de cauză, când au fost finalizate toate materialele pe penal. Adică pe penal eu, totuși până la urmă, în toate instanțele am arătat, am demonstrat că sunt corect, nu a fost demonstrat nici forța fizică, nici... Dar ce calitate avea în penal? Acuzat, da? Acuzat, că ai aplicat da. Forță fizică. Da. Împotriva persoanei care cu arma încerca da, să... Da, da, oho. Da, care au dat, n-au lovit cu... Dar dosarul momentul, penal inițiat de dumneata împotriva lor, acela încă merge, încă nu, încă eu cu bine am terminat, eu ori pe toate instanțele am demonstrat că sunt curat. Nevinovat. La proces au participat în jur la 17 oameni, martori, experți, tot asta, și a fost demonstrat că vinovăția de-a mea nu-i, tot ce a fost... acuzații, da, pus în sarcină. Către Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Hâncești, nu s-au dovedit. Deoarece aveți să fiu măcar pe o careva articol sau măcar pe administrativ aveți să fiu trasă răspundere. Dar așa n-am fost trasă răspundere pe nimic. Și dar vrei să te restabilești acum, mai e? Vreau să restabilesc, vreau să nu-i se acorde leafa care pe ei m-au dat pe nedrept afară. Și încep de la zero. Încep de la zero de pe pragul litatic. Am înaintat la... Am mai spus că l-am înaintat la domnul ministru Năstasă. Am înaintat de acum 3 cereri. Totul se stupează la securitatea internă și protecție. Deoarece eu cred că persoanele date care acum funcționează acolo au funcționat și au fost implicați atunci, la momentul dat, când i-au făcut mie ancheta de serviciu falsificată, au participat și ei. Și eu cred că de atâta... Și acoperă colegii, da. Să acopere colegii, să acopere pe dânșii, să acopere aceea chiar și ministerul, că e murdar foarte tare și că echipul Ministerului de Afaceri Interne, unde trebuie să facă dreptate, sunt juriști, sunt tot asta, ei falsifică date, ei fac... Și mirosul ăsta urât de oraș, e de aici, de la Ministerul de Interne? Cred că da, o parte oricare, cred că da. Am înțeles. Să strică ceva aici, nu știu, începe de la cap, a strica ori, nu?
Deci ei declară că nu luptă cu mafia, dar se pare că au mafioți și pentru ei. Au mafioții lor și tot aceia și au fost, așa că, domn cetățeni, mare schimbare nu vă așteptați. A să schimbi numai... Fațada, cum a schimbat ministrul Recean sau nu știu care aici. Numai denumirile ministrii și încotro să ducă banii, cum am mai spus, dar o poartă miliardele și tot așa. Ia ca și ei cu interesați pe așa. Voi, ca cetățeni, eu cred că nu sunteți în vizorul lor tare, tare. Ei tot fac sub acoperirea noastră. Înseamnă că nu îți faci iluzii, nu crezi că ai să-ți vândești, da? Poftim? Nu crezi că ai să reușești, dacă ești așa pesimist. Eu cred că să reușesc până la urmă, cred că să am susținere pe... Acum au ieșit un personaj de aici, de la Maie, da, o să te audieze. Da, e tot de securitate internă care așa de tare se interesează de mine, că ei nici nu găsesc acum cine se ocupă cu cazul meu. Oho. Deoarece eu de acum am o lună jumătate sau două. Așa zic, voi interesați cu cazul meu. Mi-au promis că se duce să caute, totuși, poate a găsit ceva. Ministerul e mare, începe de la o margine și iată începem de la... Și vreo lună o să găsească. Începem de la ușă.